Nu avem lumină de-am vreo 3 săptămâni. Adică ultimele 4 zile a fost. Și iarăși sunt întrebat de la orele 9 dimineața până seara la ora 6. Două săptămâni așa și s-au practicat. Dimineața nu era până seara și seara spre dimineață iar o conectau. Așa că, da, ei au spus că schimbă stâlpe până la Telecom. Până la Telecom. Și respectiv, toată luna asta și luna viitoare, posibil să nu avem în ritmul ăsta să... Noi vedem așa că este un tractor cu 4 persoane care ei stau, ia că ei stau de la ora 9 până în prezent, stau acolo. Acum la noi ora 12, 4 persoane la un stâlp. Nu putem face reparații, suntem în reparații, nu putem face nimic, în afară de a prăși pe ogradă și de a face lucrurile și nu țin de lumină. Așa să fie repartizată pe timp de zi, dacă și-au lucrările astea, să mobilizeze mai multe persoane, să înceapă a face 3-4 ore pe zi, să repartizeze o zi normală, să repartizeze așa că să fie și la nou comod și oamenilor să fie comod să realizeze, de-amu, schimburile astea, să termine, dacă și-au un plan să termine. Dacă să luăm pe corect, asta e 3 săptămâni numai pe Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, de la 9 până la ora 6-7, depinde, 8-9 câteodată, o aprindem pe. Ar fi de dorit într-adevăr să fie lucrările cumva efectuate, bineînțeles că trebuie să facă și lucrările astea, dar cumva și noi să nu fim în pagubă.